El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, odihna lui mi-a dat. Când urmez pe Iisus, sunt netulburat și aștept într-una strălucită zi, când Domnul cu mărire iarăși va veni. Mântuit pe Domnul prea măresc, mântuit spre cer călătoresc, mântuit cu El în veci voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Amin. Slăvit să fie Domnul, frați și surori! Vrem din toată inima, cu toții împreună, că Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem la casa Domnului, să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim Domnului căci în liniște și în pace, frați și surori, ne-a ajutat și ne-a binecuvântat să putem să fim într-un loc unde este chemat numele Lui și după o săptămână de alergare, de zbucium pe acest pământ, în lucrurile care ne înconjoară, Dumnezeu ne-a făcut acest atâr binecuvântat să stăm la picioarele Lui în dimineața aceasta și am vrea cu toții dinpreună să binecuvântăm numele Domnului, frați și surori. Psalmistul în Psalmul 139 spunea: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, slăvit să fie Domnul. Am vrea să mergem înaintea Domnului, frați și surori, pentru început să cerem ajutorul Domnului și binecuvântarea Lui peste tot ceea ce se va face aici. Și am vrea ca Domnul să cerceteze turma pășunii Lui în dimineața aceasta, așa cum stăm. Plecăm capetele și cerem ajutorul Domnului și Domnul să își facă prezența Lui aici. Amin.
Slăviți să fie Domnul, frați și surori, așa cum stăm în picioare, dacă vreți să deschideți și dumneavoastră cuvântul Domnului la Psalmul 71, care a fost rânduit pentru ziua de azi. Și am vrea să citim acest psalm și Domnul să ne dea inimi bune să ascultăm cuvântul Domnului. În Tine, Doamne, îmi caut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă. Pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mi. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Tu ai hotărât să mă scap, căci Tu ești stânca și cetățuia mea. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor. Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în Tine mă încred din tinerețea mea. Pe Tine mă sprijin din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei, pe Tine te laud fără încetare. Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar Tu ești scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele Tale și în fiecare zi să Te slăvească. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile, nu mă părăsi. Căci vrășmașii mei vorbesc de mine și cei ce îmi pândesc viața se sfătuiesc între ei, zicând, l-a părăsit Dumnezeu, urmăriți-L, puneți mâna pe El, căci nu-i nimeni care să-L scape. Dumnezeule, nu te depărta de mine, Dumnezeule, vino de grabă în ajutorul meu, să rămână de rușine și nimiciți cei ce vor să-mi ia viața, să fie acoperiți de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea, și eu voi nădăjdui pururi, Te voi lăuda tot mai mult, gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile. Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule, voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum, eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneți cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum și puterea Ta neamului de oameni care va veni. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari, Dumnezeule, cine este ca Tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncimile pământului. Înalță-mi mărimea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou și te voi lăuda în sunet de alăută, îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule, te voi lăuda cu arfa Sfântului Israel. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze și bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit. Și limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce îmi caută pierzarea sunt rușinați și roșii de rușine. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, pentru ziua de azi, pentru timpul de rugăciune. Am vrea ca Domnul să ne cerceteze în continuare, am vrea să luăm locurile și să cântăm o cântare cu toții împreună, că suntem în casa Domnului. Am vrea să lăsăm orice preocupare și să stăm în prezența Domnului și Domnul să binecuvinteze adunarea. Amin. Domnul îmi este adăpost, cetate tare în vreme rea. Deși e valul furios, îmi e scutită inima, dar eu mă încred în Domnul, cetatea mea, cetatea mea, cetatea mea. O, Iisuse, eu ție mă credințez, cetate tare-n vreme. De arșița soarelui, cetate tare-n vremerea.
ce strălucește noaptea grea. Cetate tare-n vreme rea, cu al tău cuvânt marea alini. Cetate tare-n vreme rea, sufletul-mi l-a cescut să vii și niciun rău nu ți-a tare-n vreme rea. Tu ești a mea mântuire, cetate tare-n vreme rea. Tu mi-i dai credință, iertare, m-așteaptă-n cer fericire. Dreptatea lui Dumnezeu, cum noi aplicăm dreptatea lui Dumnezeu în viața noastră, fiecare zi. Nu numai la nivel înalt trebuie să fie dreptate, dreptatea trebuie să fie și noi fiecare, în fiecare zi, trebuie să aplicăm dreptatea lui Dumnezeu. Când suntem în contact cu oamenii, când sunt diferite discuții, trebuie totdeauna să apărăm dreptatea lui Dumnezeu și ceea ce a hotărât El, legile Lui și poruncile Lui. Chiar dacă nu, e foarte greu de făcut lucrul acesta. Cel mai greu lucru am auzit că este să spui nu. E cel mai greu lucru. Când vine și te provoacă unul sau altul și trebuie să spui nu, nu putem, parcă ne blocăm în direcția aceea și nu putem să spunem nu. Nu este admis, nu se poate lucrul. Dumnezeu nu ne permite lucrurile acestea. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare în parte, să fim foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu și la felul cum îl aplicăm în viața noastră în fiecare zi. Dar uitați cum începe versetele în dimineața aceasta. În tine, Dumnezeule, îmi caut scăparea.
Să nu rămân de rușine niciodată, scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă, pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mă, fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna, tu ai hotărât să mă scap, căci tu ești stânca și cetățuia mea. Este Dumnezeu stânca noastră? Este adăpostul nostru, fraților? Suntem bucuroși în dimineața aceasta, căci până acum Dumnezeu ne-a ocrotit pe fiecare în parte. Sunt locuri în lumea aceasta unde este război, unde este atâtea necazuri și oamenii trec prin atâtea probleme. Dar pe noi Dumnezeu în dimineața aceasta ne-a dat acest har și trebuie să fim bucuroși, să ne încredim în Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte dimineața aceasta. Avem o inimă bună prin care să-i mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru toate lucrurile care le-ai rânduit în viața mea, fie bune sau fie rele. Fiecare știm pe ceea ce trecem, dar atitudinea să fie o atitudine de mulțumire înainte lui Dumnezeu, pentru că El știe toate lucrurile și câteodată mai coborâm, câteodată mai urcăm, dar cel mai important este să avem mulțumirea lui Dumnezeu în inimile noastre. Și uitați ce mai spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile și nu mă părăsesc. Un lucru foarte important pentru toți noi care ne apropiem și care încetul, încetul trecem spre apusul vieții. Este foarte important Dumnezeu să nu ne părăsească. Mare lucru. Și parcă aici acum începe. Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în Tine mă încred din tinerețea mea. Uitați alegerea care noi, dacă o facem la timpul potrivit, și cum este o vorbă, că ce faci la tinerețe, ai la bătrânețe. Uitați că și cuvântul acesta reflectă și arată dreptatea lui Dumnezeu și aici, în psalmul ăsta, ne îndeamnă și se roagă și spune să nu-l leve de la vremea bătrâneță. Este foarte important cum parcurgem drumul acesta pe pământul acesta care Dumnezeu ne l-a rânduit. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte, în dimineața aceasta, să mai îndreptăm ce avem de îndreptat, fraților. Să mai reparăm că putem. Toate lucrurile acestea sunt în putința noastră. Să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Când ne mustră. Când câteodată trebuie să corectăm și trebuie să corectăm. Obligatoriu, fără corecții nu se poate merge. Din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează și vrea să ne atragă atenția. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețele cărunte, ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamului de oameni care are să vină. Uitați ce înseamnă când oamenii care mănânc pe calea lui Dumnezeu până la bătrânețe, cum ei poate să învețe, poate să dau un sfat, poate să îndrume pe alții care vin în urmă, să rămână în urmă binecuvântată, să rămână niște semne, care să fie ca niște repere pentru cei tineri care vin. V-am mai spus și noi, eu și în dimineața aceasta, cântarea care s-a cântat, m-am bucurat că a fost cântarea bătrânilor noștri, care o cântau bătrânii noștri. Eu mi-aduc aminte de ei. Ei erau niște bătrâni simpli, săraci, dar cu o inimă mare, care îl binecuvântau pe Dumnezeu. Să fim bucuroși, fraților, în dimineața aceasta și uitați cum ne mai îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 23. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care l-ai izbăvit și limba mea va vesti zi de zi dreptatea ta, că cei ce îmi caută pierzarea sunt rușinați și roșiți de rușine. Uitați cum trebuie să venim noi la casa lui Dumnezeu și cum trebuie să avem bucuria în inimă, în suflet. Noi nu ne-am pocăit ca să trăim 50, 60, 80 de ani și după aia să termină totul. Pocăința este ordinul lui Dumnezeu, obligatoriu pentru fiecare persoană care se naște pe pământul acesta. Fără pocăință, nimeni nu va putea intra în cer la Dumnezeu. Fiecare să înțelegem lucrul ăsta, este cel mai mare favor care ni l-a dat Dumnezeu sub soare. Pocăința,
aplicarea cuvântului Dumnezeu, a învățăturii lui Dumnezeu, a lui Iisus, nu? Omul prin neascultare s-a îndepărtat de Dumnezeu și atunci Dumnezeu a trebuit ca să poruncească oamenilor să pocăiască, să schimbe mintea și să gândească ca Dumnezeu. Asta este pocăința, o gândire ca a lui Dumnezeu. Când bajocorește Dumnezeu, să bajocorim și noi. Când stă El, să stăm și noi. Când vorbește El, să vorbim tot așa. Toate lucrurile să le repetăm, cum le face El, așa să le face și noi. Putem face lucrul acesta? Sau poate de multe ori suntem în contradicții. Când trebuie să tăcem, vorbim. Când trebuie să acționăm, stăm pe loc și comentăm și tot așa, înainte. Atenție mare pentru noi, pentru fiecare, mai ales cei care trecem de o vârstă. Atenție mare, că oricând putem să alunecăm și din păcate putem să nu ne mai revenim. Și mulțumim la toți frații care ne îndeamnă, care ne mustră, care ne trage de mânică când greșim. Este un mare har, fraților, lucrul acesta. Să nu vă stingheliți, să nu fiți așa cumva deranjați, că vine cineva și îți trage atenția. Este un mare har că se mai întâmplă lucrul acesta. Că dacă nimeni nu ne atenționează și nu ne caută să ne facă atenți, la putem să mergem și să ne îndepărtăm de țintă tot mai mult și tot mai mult. Dumnezeu să ne ajute dimineața aceasta. Hai să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea aceasta și, Doamne, îți mulțumim că și pentru noi toți Tu ai murit. Și Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre dimineața aceasta. Amin.
Vom da slavă lui Dumnezeu pentru o cântare și fratele Costică Filip este rugat, dacă vrea să vină, să ne dea un îndemn pentru următoarea rugăciune și Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Nu te îndoi, ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor.
fie Domnul! Care ne-a binecuvântat, frați și surori, în dimineața aceasta și am putut să ajungem cu bine în casa lui Dumnezeu, lăudat și mult binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, mă alătur și eu de cuvintele Domnului a psalmistului David, care este într-o 122, mă bucur că mi se spune, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în curțele tale, Ierusalime, Ierusalime! Tu ești zidită ca o cetate făcută dintr-o bucată, căci acolo se adună semințile Domnului după legea lui Israel. Ce să facă? Să laude numele Domnului! Lăudat să fie El și binecuvântat să fie Domnul Iisus, frați și surori, pentru care El s-a îngrijit în dimineața aceasta, frați și surori, ca să, cu ajutorul Lui. Și încă o dată, spun în dreptul meu și în dreptul tuturora, cred în lucrul acesta, că pașii noștri în dimineața aceasta au putut să pășească pragul casei Domnului, fie numele Lui lăudat, fie numele Lui binecuvântat, frați și surori, pentru că și mare este îndurarea Domnului și mare este binecuvântarea Lui, slăvit să fie în veci și de veci numele Domnului. Deci ne bucurăm, frați și surori, că și în dimineața aceasta, cu ajutorul Lui, frați și surori, cei care am venit de la North Carolina, frați și surori, și din altele părți, frați și surori, Domnul ne-a păzit, Domnul ne-a ocrotit, frați și surori, nu s-a întâmplat nimic rău, lăudat să fie El, frați și surori, și binecuvântat să fie numele Lui, frați și surori, în continuare. Dumnezeu să ne binecuvinteze, bine, fratele Costel, frați și surori, pentru că vreți să facem o rugăciune, frați și surori, de mijlocire, unii pentru alții, frați și surori, și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, frați și surori, pentru că trecem prin diferite încercări, frați și surori, și dacă noi în dimineața aceasta suntem în locul acesta, este un har din partea lui Dumnezeu, frați și surori, nu este cucernicia noastră, nu este puterea noastră, iar mă alături, frați și surori, de cuvintele psalmistului care este în psalmul 5 cu versetul 7, dar eu... Și noi toți, prin îndurarea lui Dumnezeu, frați și surori, suntem în casa Domnului, frați și surori, ne putem lăuda și binecuvânta numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. De aceea vrem, frați și surori, ca să facem o rugăciune pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care trec prin diferite încercări, frați și surori, Dumnezeu să fie alături de ei și de noi, mărit să fie numele Domnului. Dacă doriți, frați și surori, ca să ne ridicăm în picioare cu toți așa, frați și surori, și să venim cu cauzele noastre, cu sarcinile noastre, cu poverile noastre, frați și surori, și să le lăsăm la pala Domnului nostru Iisus Hristos, la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos, că și El se va îngriji de fiecare dintre ele, lăudat să fie numele Domnului. Dar aș avea o rugăminte, frați și surori, în dreptul meu și în dreptul tuturora, când vom pleca de aici, să nu le mai luăm înapoi, să lăsăm bagajele, tot ce ne apasă, tot ce avem, frați și surori, și Dumnezeu să binecuvinteze biserica din locul acesta și din toate locurile unde este chemat numele Lui, slava Lui, prezența Lui, frați și surori, și El este în locul acesta, mărit să fie numele Domnului, frați și surori. Timpul este așa cum se este înaintat, este și căsătorii, frați și surori, și ca bunic am venit cu mare plăcere și am venit cu toți, frați și surori. Dumnezeu să binecuvinteze, frați și surori, biserica din locul acesta și biserica din Hickory, North Carolina. Aduc salutul, frați și surori, care este în Eclesiastru 9 cu 8, hainele să vă fie albe în orice vreme. Și unde lemnul să nu vă lipsească nici pe capul dumneavoastră, nici pe capetele noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frate. Lăs biserica și poporul din locul acesta să vină înaintea lui Dumnezeu, frate, nu la cei care trec prin locul acesta, înaintea celui preanalt care poate face totul, lăudat și glorificat să fie numele Domnului. Domnul a lucrat în viața noastră, frate, în familia noastră, cum poate nu a mai lucrat în altele familii, slăvit să fie numele Domnului. Dacă a stat până de seară, frate și soror, n-aș înceta, Doamne, ca să spun ce Dumnezeu a făcut, ce mari minuni a făcut în familia noastră, dar totuși ne-a scos biruitori, slăviți și binecuvântat să fie numele Domnului. El a fost, El este și rămâne de partea fiecăruia dintre noi. Domnul să ne binecuvinteze, lăs poporul să vină înaintea a lui Dumnezeu, așa după ce va spune poporul, așa cum stăm ridicați pe picioarele noastre, frați și surori, mai avem și o datorie. Și știți care, frați și surori?
Să ne iertăm unii pe alții, fraților, așa cum ne-a iertat Domnul nostru Iisus Hristos. Să nu ținem mânie, să nu ținem ură, să nu ținem pismă, fraților, și Dumnezeu să mă ajute pe mine și tot poporul din locul acesta și tot să zicem amin. Lăs poporul ca să vină înaintea Domnului cu cauze, fraților, și apoi ne vom ruga Domnului. Frații și surori, cu toții aducem mulțumiri Domnului pentru mare îndurare, cu pace, liniște, Dumnezeu ne-a ocrotit, lăudat să fie numele Lui. Să venim cu recunoștință înaintea Domnului. Știu că Dumnezeu, chiar și în viața fratelui Costică Filip, care slujește acum, a lucrat și Dumnezeu s-a atins în momente grele când se putea sfârși viața. Și la noi, în biserică, sunt multe cazuri, Dumnezeu, fie cancer, fie leucemie, operații dificile de inimă, Dumnezeu a dat vindecare, mărit să fie El. Îl slăvim, îl mărim pe acest Dumnezeu, aleluia, care este Tatăl nostru al tuturor, mărit să fie El. De veci, de veci. Purtăm rugăciune și aducem și mulțumire Domnului, aleluia, că a lucrat în viața fratelui Romeo Șpac, a făcut progrese, Domnul să ducă lucrarea până la vindecare deplină. Domnul să binecuvinteze și pe fratele Costel Laurenciuc, pe fratele Daniel Rostaș, amin, Daniel Pusta, sora Rodica Iacoban, amin. Domnul să lase vindecare. Amin, amin. Domnul să-și mărească numele și în viața lui Rebecca Benchea, Rebecca Iacoban, Rebecca Bărsan, Leia Benchea, sora Dida Bogde, Didina Pitian, toți bătrânii din adunare, Domnul să se îndure de toți. Amin. Domnul să binecuvinteze și tineretul din casa Domnului, Domnul să binecuvinteze frații noștri plecați în Africa, să-i călăuzească Domnul, să-i ocrotească. Acei plecați în România sau în alte părți, Domnul să fie cu ei. Și purtăm în rugăciune frățietatea. Noi mai spunem de multe ori, fraților, dacă aș vedea un rus și știu că e credincios, știu că omul acela n-are dorința să omoare pe alții, purtăm în rugăciune toți frații noștri din Rusia, din Ucraina, din Moldova, din România, din America, românii de pretutindeni, Domnul să se îndure. Amin, numele Domnului să fie proslăvit între noi și Domnul să binecuvinteze familia care se întemeiază azi. Amin, și amin, fiindcă ne bucurăm la căsătorii, îl rugăm pe Dumnezeu să nimicească planurile celui rău. Amin. Să aducă împăcare, putere de iertare în familie și Dumnezeu să binecuvinteze tot poporul și toate familiile. Amin. Frați și surori, să ne rugăm pentru părinții noștri. Domnul să-i binecuvinteze, să-i întărească. Ne rugăm pentru frații bătrâni. Joi seara eram aici și a venit fratele Sofroni, însoțit de familie. Dumnezeu să-l binecuvinteze, frații și surori, nu numai pe el, ci și pe toți cei care vin mai rar la adunare. Domnul să-i cerceteze acolo unde se află. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare și pe toți musafirii care sunt aici. Dacă mai sunt alte cauze, mai dăm un timp și dacă nu, frați și surori, am vrea să ne plecăm pe genunchi cu toții și să venim înaintea Domnului și Domnul să binecuvinteze pe cei bolnavi în suflet. Domnul să vindece orice rană și orice suferință în dimineața aceasta. Amin. Dacă nu mai este altceva, mergem pe genunchi și ne rugăm cu toții Domnului.
Slăvit să fie Domnul, frați și surori! Psalmistul spunea, în Tine, Doamne, încaut scăparea. Și Domnul să ne ajute, frați și surori, ca refugiul nostru să fie la Domnul. Știm toți despre David că Dumnezeu l-a ales pe când era încă un copil și păștea oile tatălui său și l-a ales și l-a ridicat și l-a pus în fruntea poporului. Și Dumnezeu a izbăvit poporul lui Israel prin el. Slăvit să fie Domnul, frați și surori! Dumnezeu să ne ajute să strigăm către El și refugiul nostru să fie la Domnul și dreptatea să fie în inimile noastre așa cum Dumnezeu o vrea. Să ne căutăm adăpost totdeauna în Domnul, frați și surori. El să fie cetățuia noastră de scăpare și locul nostru de adăpost, slăvit să fie Domnul. Spune versetul 5 că Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în Tine mă încred din tinerețea mea. Și cuvântul Domnului spune că să ne încredem în Domnul, să nu fim dați de rușine și Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute la asta, frați și surori. Și mai spune cuvântul Domnului că blestemat este omul care se încrede în om. Și cred că cu toți aveți experiențe din acestea când oamenii în față spun una și la spate ne dezamăgesc și cădem și rămânem fără sprijin și fără ajutor, dar când ne încredem în Domnul, suntem ca muntele Sionului, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne întărească în continuare, frați și surori, fiindcă timpul este înaintat, am vrea să mai lăudăm pe Domnul câteva versete dintr-o cântare și ar vrea ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Bogde Cornel, să ne dea un îndemn pentru rugăciunea de mulțumire, frați și surori, și Domnul să-l binecuvinteze și pe el și pe noi toți. Amin. Vino la apa vieții, setos ostenit și slab. Vino că nu în zadar vii, aici vei afla repaus. Grăbește-te, nu întârzia, viața veșnică-ți va fi plata. Aici e apa vieții, aici fie ținta ta. La acest izvor grăbește, umple-te de credință. Aici păcatul se șterge, aici se împarte milă. Grăbește-te, nu întârzia, viață veșnică-ți va fi plata. Aici e apa vieții, aici fie ținta ta. Vino la acest izvor sfânt, fiind de care vei primi. Vezi, izvorăște viața, bea și fericit vei fi. Grăbește-te, nu întârzia, viața veșnică-ți va fi plata. Aici e apa vieții, aici fie ținta ta. Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în dimineața aceasta am putut să venim aici împreună, să ne închinăm, să ne smerim
și să ne și pocăim dacă e nevoie. Dumnezeu să ne binecuvinteze, îi mulțumim Lui. Vreau să citesc câteva versete din Psalmul 103, unde zice: binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Amin. Frați și surori, avem motive din pricina dragostei lui Dumnezeu, din pricina păcii care El o lasă peste noi, și avem motive pentru că El ne-a mântuit, avem motive de mulțumire pentru că El ne dă nădejde și speranță și credință, și pentru cei care încă totuși avem nevoie de ajutorul Dumnezeu ca să-i salveze, să-i mântuiască. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că la El este ajutor, la El este scăpare, și vrem ca în rugăciunea următoare să venim, dacă avem motive de mulțumire și dacă avem pace și dacă avem bucurie și dacă avem credință și Dumnezeu ne dă putere ca să putem să-i mulțumim, să-i mulțumim din toată inima. Dar dacă a mai rămas ceva în inima noastră nerezolvat, Dumnezeu să ne dea puterea și credința de care avem nevoie să putem să depășim lucrul acela, să îl încredințăm în mâna lui Dumnezeu și să putem ca să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu și să avem credința aceea, să avem pacea aceea care întrece orice pricepere, să putem să-i mulțumim lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne întărească pe fiecare. Știu că sunt diferite situații, diferite stări, dar eu cred că Dumnezeu are putere ca să poată să schimbe starea fiecăruia și să putem să-i mulțumim, să fim mulțumitori, ca să putem să-i slujim lui Dumnezeu cu o inimă bună și cu o stare de mulțumire. Haideți în rugăciunea aceasta să mulțumim lui Dumnezeu din toată inima, să-L binecuvântăm și să-I mulțumim și pentru ziua aceasta unde va urma slujba aceasta de căsătorie, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce va face El și El să binecuvinteze întreaga adunare. Amin. Pe genunchi.
dacă a fost din partea Domnului, o descoperire, o vedenie, este liber să se spună. Dacă n-a fost nimic, îl invităm pe fratele Dinu Cojocaru să vină într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și să ne credințeze în brațul lui Dumnezeu, ridicându-ne în picioare. Amin. Amin, Doamne. Să ne încredim în brațul Tău Totuputernic și Te rugăm, o Doamne, binecuvântă mai departe slujba din ziua de astăzi. Binecuvântează această căsătorie, Doamne Dumnezeule, care să face, Doamne, în prezența Ta și în numele Tău, Doamne. Și am vrea, o Doamne, să binecuvânteze toate familiile. Să binecuvinteze, Doamne, pe toți cei ce sunt, o Doamne, și au încheiat un legământ, o Doamne, în căsătorie și ajută pe fiecare să țină acest legământ până la capăt. Căci familiile, Doamne, sunt astăzi în pericol. Dar când Tu veghezi, o Doamne, în toate acestea, este binecuvântat poporul Tău. Te rugăm, o Doamne, binecuvintează pe toți cei ce vor mânui cuvântul Tău. Doamne, fă ca Duhul Sfânt să-i călăuzească, să vorbească cuvinte de la Tine, Doamne. Întărește poporul Tău în vremuri ca acestea. Rămâi cu noi, cu fiecare și ajută-ne, Doamne, ca plecând de aici, Doamne, să spunem că ne-am întâlnit cu Domnul. Rămâi bucuria și nădejdea noastră. Rămâi cu fiecare în parte, Doamne, și pentru toate mereți onorat, slăvit, cinstit și glorificat de acum și în veci de veci. Amin. Care și fratele va cânta o cântare și după aceea frații vor urma. Amin. Zorile au sosit, trâmbița va suna, ce e scris în cuvânt s-a împlinit. Pentru cei pregătiți și-au vegheat pururea și așteaptă pe mirele iubit. Aleluia, aleluia, cântă corul fericit și mântuit. Aleluia, aleluia, cântă vesel că Iisus i-a mântuit. Cei ce aud trâmbița într-o clipă s-ar schimba, căci Iisus pe nume îi va chema. Spre cer vor zbura toți în alb îmbrăcați, va răpi Dumnezeu biserica. Aleluia, aleluia, cântă corul fericit și mântuit. Aleluia, aleluia, cântă vesel că Iisus i-a mântuit. Cei ce sunt sigilați și-au fost plini de Duhul Sfânt, hainele în sânge și-au spălat. Prin Iisus au luptat, pe Satan biruind, și cunună de aur li s-a dat. Aleluia, aleluia, cântă corul fericit și mântuit. Aleluia, aleluia, cântă vesel că Iisus i-a mântuit. Iubiți frați, surori, dragi invitați,
Încă o dată cu toții, cu bucurie, din adâncul ființei noastre, binecuvântăm pe Tatăl nostru, care este șeful Universului, pe Domnul Dumnezeu și pe Duhul Sfânt. Amin. Din toată inima îl slăvim pe Dumnezeu, că din diferite părți, mai ales North Carolina, Michigan, dar avem și frați, surori, poate chiar din România, care au venit azi în casa Domnului. Domnul ne-a binecuvântat în ziua aceasta. Unul dintre frații din România este aici cu noi. Se apropie timpul de plecare, fratele Samuel Bud, fratele Dinu din North Carolina. Cu voi, cu toți, sănătoși și cu mai multă sănătate și mai puțină. În ziua aceasta, datorită faptului că am venit pe picioarele noastre, încă o dată din toată inima spunem, lăudat să fie Domnul! Vă invit să vă reașezați în timp ce corul laudă pe Domnul cu o cântare, mirii și cei ce îi însoțesc vor veni și își vor ocupa locurile lor rezervate lor la miri. Ne bucurăm ca în ziua aceasta să fim în părtășie sfântă cu Biserica Sion din North Carolina. Domnul Iisus să-i binecuvinteze, să reverse pacea, binecuvântarea și pentru toți musafirii casei Domnului, fiți binecuvântați și penticostali și ortodoxi și Dumnezeu să lase binecuvântarea cu mântuire și salvare veșnică. Amin. Când mirii se vor pleca pe genunchi, ne vom ridica și noi în picioare. Oh,
Iisus să vă binecuvânteze, mirii dragi! Debora, astăzi ești mireasă, Emanuel, mire! Domnul v-a rezervat încă o zi cu pace, cu liniște. Cânta corul, indiferent ce vreme ar fi, voi să aveți parte de binecuvântarea Domnului. Vă binecuvântăm din toată inima și dorim binecuvântarea Domnului care întrece orice bogăție, înțelepciune și pricepere să fie peste voi. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului care se află scris în cartea Genesa, capitolul 2, de la versetul 18 până la 24, după citirea cuvântului lui Dumnezeu, prin fratele George Filip, tatăl mirelui din ziua de azi, cerem binecuvântarea Domnului, rugându-L pe Dumnezeu să binecuvânteze și cântarea și cântăreții și vestirea cuvântului lui Dumnezeu și vestitorii și tot ce facem aici să fie sub binecuvântarea Domnului. Amin. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecarei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor, cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Amin. Prin fratele George, cerem binecuvântarea Domnului pentru timpul acesta care îl petrecem în casa Domnului. Domnul să fie slăvit. Amin. Glorie ție. Binecuvântare cerească ca să fim în dimineața aceasta în locul acesta. Doamne, îți mulțumim. Te rugăm să binecuvintezi, Doamne, adunarea, să binecuvintezi frații, surorile care sunt prezente în locul acesta. Amin. Te rugăm ca prezența ta să se facă simțită de fiecare persoană care este în locul acesta. Doamne, revarsă-ți îndurarea ta și binecuvântările cerești peste ființele noastre. Binecuvântează, Doamne, cuvântul tău care este dătător de viață. Să-l punem în inimile noastre, să-l strângem în viața noastră și într-același timp să-l și trăim. Și la aceasta, Doamne, te rugăm, ajută-ne! Binecuvântează, Doamne, copilașii aceștia doi care sunt în fața ta, tineri aceștia. Te rugăm ca, Doamne, în momentele acestea, în călătoria care astăzi o încep în viața lor, drumul necunoscut care este în fața lor, te rog ca tu să fii cu ei, tu să-i binecuvântezi, să binecuvântezi pe Emanuel, să o binecuvântezi pe Deborah, să-ți fie ție, Doamne Dumnezeu, recunoscător și să te cunoască pe tine și să te aleagă pe tine ca Domn și Mântuitor pe parcursul vieții lor, numele tău să fie binecuvântat. Doamne, îți mulțumim pentru prezența ta în adunare, îți mulțumim pentru frați, pentru lucrători, pentru îndurările minunate care tu le ai pentru ființele noastre. Te lăudăm, te glorificăm și preamărim numele tău, Tatăl nostru, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, de acum și în veci. Amin. Vă rugăm să vă reașezați. Mulțumim Domnului care a ocrotit pe cei care au călătorit sute de maile, v-a dat Dumnezeu
încă rezerve în trupurile voastre și vlagă, e o binecuvântare. Ca unul care am fost la logodna acestor doi care astăzi sunt miri și am avut parte de binecuvântarea Domnului și cu plăcere mi-amintesc de tot harul care Dumnezeu l-a dăruit în ziua aceasta, slăvim pe Dumnezeu. Mă bucur, Emanuel, să te pot recomanda pe tine ca un slujitor al Evangheliei, care cauți să-L lauzi pe Dumnezeu și pui suflet în ceea ce faci. De asemenea, pe tine, Debora, pentru faptul că așa împreună cu familia voastră căutați să slujiți Domnului, astăzi o parte din familia Bogdi, o parte din familia Filip vor sluji Domnul Iisus să binecuvânteze pe toți cei prezenți și binecuvântarea Domnului să fie și peste cei care ați venit de la Missouri, din alte părți, harul Domnului să fie peste noi toți. Amin. În continuare, fanfara, laudă pe Dumnezeu cu o cântare. După fanfară, grupul bărbătesc are o cântare spre slava Domnului. În timp ce grupul bărbătesc laudă pe Domnul, vom face și colecta pentru nevoile bisericii. După grupul bărbătesc, sora Abigail Bogde, așa e trecut, are o cântare spre slava Domnului, dar cred că e chiriță. Dumneavoastră ați rămas cu... N-am vrut să... Mă gândeam, poate mai aveți o soră, Abigail, da? Dacă e vorba de chiriță, Domnul să-l binecuvinteze. Apoi, Nathanael Bogde, Domnul să-l binecuvinteze și pe el cu o cântare și ne pregătim să ascultăm apoi cuvântul Domnului prin fratele Dinu Wow, pastorul Bisericii Sion din North Carolina. Domnul să reverse pace, binecuvântare și harul Lui și înviorarea Lui să fie peste noi toți. Amin. Thank you.
În această zi de sărbătoare, în această zi cu multe flori, lângă tine, mire, stă o floare, și-ai ales-o dintre multe flori. Răspândind parfumul ei de viață, pas la pas cu tine tot mereu, să ajunge sus în paradisul pregătit de Domnul Dumnezeu. Pregătit de Domnul Dumnezeu. Cu voi, lângă voi, în nevoi, că cerul nu-i senin mereu, El va rămâne lângă voi mereu. Cerul lui senin mereu, El va rămâne lângă voi mereu. Cu dragoste veți fi iubiți mereu de Dumnezeu, căci dragostea e însuși Dumnezeu. Cu dragoste veți fi iubiți mereu de Dumnezeu, căci dragostea e însuși Dumnezeu. Fiecare clipa voastră în viață, s-o trăiți lângă Hristos frumos. El alungă norii plini de ceață și vă face cerul luminos. Bucuroși cu zâmbete pe față, înălțați cântări lui Dumnezeu. El va fi tăria voastră în viață, El va fi salvarea voastră în greu, El va fi salvarea voastră în greu. Cu voi, lângă voi, în nevoi, că cerul nu-i senin mereu, El va rămâne lângă voi mereu. Voi, nevoi, că cerul nu-i senin mereu, El va rămâne
lângă voi mereu. Cu dragoste veți fi iubiți mereu de Dumnezeu, căci dragostea e însuși Dumnezeu. Cu dragoste veți fi iubiți mereu de Dumnezeu, căci dragostea e însuși Dumnezeu. Și la
ocrotirile lui Dumnezeu. Pe prispa căsuței o las astăzi plângând. Pe mama ce cu drag m-a iubit, să fiu o copilă înțeleaptă ori și când, ca să fiu fericită pe pământ. Că știu că Iisus pentru mine i-a arătat și la moarte pe sine El s-a dat. Să n-o uit, Iisuse, ajută-mi, te rog, căci eu n-am să-i pot răsplăti. Dar fă tu ca ea să rămână mereu mulțumită de mine ori și când. În brațul tău sfânt și iubit eu m-am predat și pe tine cu drag eu te-am urmat. Dar azi soarta vieții îl taie pe oricând. Un fir ce plătit m-a legat. La pieptul său plâng, ce-n dureri m-a mângâiat cu povețe și sfaturi neîncetat. Așa este, mama, ce pe brațe m-a purtat și de care eu astăzi mă despart. Prin valul vieții într-una mergând, să ajungem cu toți în al tău mar. Ajută-ne, Doamne Iisuse, ori și când cânta la azurie dureri vin în val. Căci vrem să-ți lăudăm numele tău cel sfânt în viață cât trăim pe acest vreme ai căutat
bătând la porți străine, dar fericire n-ai aflat și-a zis că n-am pe nimeni. Dar când spre Domnul ai strigat, plângând în rugăciune, o când vreodată te-a lăsat și ruga nu ți-a ascultat, o frate spune, un ajutor potrivit Domnul azi ți-a dăruit, să o cinstești, să o iubești toată viața cât trăiești. Un ajutor potrivit Domnul azi ți-a dăruit, să o cinstești, să o iubești toată viața cât trăiești. Bătut-au mulți la ușa ta, la inima-ți curată, dar n-ai putut să le spui da, tu soră niciodată. Dar când în cerul ți-a vorbit un glas curios de tată, ființa ta a tresărit și caribe că-i spus șopit, dar vreau să plec, sunt gata. Un ajutor potrivit Domnul azi ți-a dăruit, să o cinstești, să o iubești toată viața cât trăiești. Un ajutor potrivit Domnul azi ți-a dăruit, să o cinstești, să o iubești toată viața cât trăiești. Fiți astăzi binecuvântați de Domnul pe vecie. Vă spunem noi, surori și frați, drum bun în căsnicie. Veni vor valuri peste voi, căci cerul stă la pândă. Dar câtă vreme amândoi vei zice, Doamne, mergi cu noi, El vă va dă ispândă. Noi vă dorim, mi-l iubiți, să fiți veșnic fericiți. Până la cer veți pleca cu Iisus la nunta sa. Noi vă dorim, mi-l iubiți, să fiți veșnic fericiți. Până la cer veți pleca cu Iisus la nunta sa. Amen. God bless you guys. Iubita biserică, iubiți frați și surori, în dimineața aceasta venim în prezența Domnului cu reverență, cu certitudine, știind că Dumnezeu este acel care se ține de cuvântul Lui și spune căci acolo unde este doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt prezent. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului că suntem în casa Lui de rugăciune. Mulțumim Lui Dumnezeu că în dimineața aceasta El ne-a purtat de grijă, a fost de partea noastră, ne-a păzit, ne-a ocrotit și pentru toate lucrurile acestea dăm slavă Lui Dumnezeu. În dimineața aceasta ne bucurăm. Am așteptat, poate nu așa de mult cum a așteptat fratele Emi, sora Deborah, dar am așteptat și noi ziua aceasta. Ne-am pregătit fiecare așa cum am putut să putem să ne bucurăm la sărbătoarea aceasta minunată și frumoasă al familiei Filip, familia Bogde,
și Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze familia Filip, care mă bucur în dimineața aceasta să fim și noi alături de ei. Ei este o familie binecuvântată, așa cum bunicul, fratele Costică, Filip, au spus și a mărturisit că Domnul a făcut mult bine în familia lor. A recunoscut lucrul acesta. Este bine să recunoaștem ceea ce Domnul face pentru noi. Domnul face multe lucruri bune, multe lucruri pe care noi nu le merităm. Și de multe ori uităm să recunoaștem lucrul acesta, uităm să-i mulțumim. De aceea doresc ca toată adunarea în dimineața aceasta să mulțumească lui Dumnezeu pentru binele pe care El ne-a făcut, pentru dragostea Lui pe care El și-a arătat-o față de noi. Slăvit să fie Domnul! Așa cum am zis, familia Filip, fratele George, sora Ana, fratele George, care este un lucrător în Biserica Sionul din Statesville, North Carolina. Fratele Amy, ziceam lui fratele Nicu Bărsan, este, sau poate la fratele Ghiță, este un băiat foarte binecuvântat de Domnul, slujește în biserică, slujește din cântare. Cu toată bucuria în dimineața aceasta a venit să ne bucurăm împreună cu voi și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. M-am gândit, sigur, știind că poate voi avea emoții, când ești din biserica, mai ales o biserică mai micuță, cum suntem noi, e altceva când mergi într-o biserică mai mare, mai multe persoane, dar trecem peste lucrul acesta și ne rugăm în primul rând ca Duhul lui Dumnezeu să ne însoțească pe fiecare. Dorim ca cuvintele noastre să fie însoțite cu puterea Duhului Sfânt. Mă gândeam la mai multe cuvinte ce aș putea să vorbesc sau să predic. Și m-am dus cu gândul la un cuvânt, la câteva, de fapt, câteva cuvinte pe care Iosif îndeamnă pe frații lui. Ar fi o predică destul de scurtă, cred că ar fi un îndemn bun, dar știm că trebuie să spunem și un pic mai multe, n-ar fi de ajuns în dimineața aceasta. La un moment dat, Iosif se adresează fraților lui în Egipt și îi trimite înapoi acasă. Și cuvintele pe care Iosif le spune, aș vrea și în dimineața aceasta să le spun și eu. Spune că apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis un lucru foarte simplu: să nu vă certați pe drum. Ar fi de ajuns. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne putere! Să nu ne certăm pe drum. S-a vorbit în dimineața aceasta să ne iertăm unii pe alții. Să nu ne certăm. O, ce bine ar fi dacă viața aceasta ar fi chiar așa. Să nu ne certăm, se cânte cântări de dragoste, frații s-au pregătit, surorile s-au pregătit cu cântări frumoase, minunate, care vorbește despre dragoste. Dar trebuie să fim recunoscători și să știm că trăim într-o lume, suntem oameni. Mai se evită anumite lucruri, anumite circumstanțe. Dar rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Emi și pe sora Deborah să nu se certe. Doamne, ajută-i și dă-le putere. Amin. Ar fi bine ca toată biserica spună amin, că nu e un lucru rău, este un lucru bun. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Cu permisia fraților, i-am întrebat, aș putea și pe limba română, dar i-am întrebat dacă îmi permite să vorbesc în dimineața aceasta câteva cuvinte, am să fiu și eu destul de scurt, sunt alți frați pe care Domnul i-a pregătit să-i folosească din cuvânt, dar i-am întrebat dacă îmi permite să vorbesc și pe limba engleză și fratele Nicu mi-a permis lucrul acesta și doresc câteva idei, câteva cuvinte în dimineața aceasta, Domnul să mă încălăuzească, Domnul să-mi dea putere. This morning the Bible was read from Genesis chapter 2, verse 18. And when I was actually preparing to somewhat of a sermon for this morning, I actually started reading from Genesis chapter 2, verse 18. And I didn't go no further. I actually stopped at verse 18. Because it says that God realized that it was not good for man to be by himself. But he made someone that would fit Adam. We see in the Bible that God created animals
God created many beautiful things. Nature in itself, if you look, is beautiful. You can go to the mountains, you go in different places, and you realize how beautiful nature is. God created the most beautiful things that ever existed in this world. He created Adam. But in this perfect picture, if we would look at it, we would realize that something was missing. We would realize that this perfect picture is incomplete. This is not what I had prepared, but I'd like to just take a quick moment this morning to understand something. We are here this morning because God has a perfect plan. Because God has a plan for Emmy and for Deborah. Because God created Emmy and Deborah. But he did not create Emmy to be by himself, nor Deborah. The Bible says that God looked and he said, "Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el." Cuvântul potrivit, this word potrivit, in other words, means fit for him. Perfect for him. The only problem is, and we must realize this morning, that God's creation before Eve, it was incompleted. So for God's creation to be completed, he made Eve. What does it mean for someone to fit? When Emmy came to a certain age, he realized that he needs to get married. He realized that he needs a helper, as the Bible would describe. He did not look for someone that was unfitting to him. This morning, young men and young women, we must realize it is easy to look around. It is easy to find a woman. It is easy to find a man. But it is more importantly to find someone that is fitting for you. Many times we look in the wrong places for someone that would fit me. Emmy, because he was a man of God. He worships God in praise. He sings in the church. He realized that his perfect mate was someone that would fit his needs in a way. Would be someone else in church. I would encourage the young men and women this morning that are not married yet. Find your perfect fit in the church. It is easy to go and look in the world and find maybe a beautiful girl or a beautiful guy. But it's unfitting for you. That's not how God created us. God created us to find someone that is fitting for us. Samson, a man of God. He looked around. He could have chosen all the women in Israel. But he looked around and his eyes desired a woman that was unfitting for him. And this woman took him so far where he was without power, without God. This is what happens when we find and we seek our soulmate in an unfitting place. I pray and I ask God to bless all of our youth in our churches. Do not look for your wife, for your husband in an unfitting place. If you are someone that wants to worship God, I heard many stories and we hear stories of a girl that finds a guy, a boy maybe more or less. And this guy has a maybe somewhat of a history. And it's not bad that he might have a history. But his history is continuing to follow him or her. And we try to tell him, find someone that is more suitable. Find someone that is actually in the church. Oh, I can change them. I'm going to change them. I'm going to be an example to them. And you realize sooner or later that this person, instead of changing them, they get changed.
Because you find someone that is unfitting for you. Because you think that you can change someone that you thought you fell in love with. Young people, the Bible teaches us and tells us that God had a specific plan for Israel. And in His plan, He did not want the Israelites to marry someone of a different tribe. I know that there is many different ideas, different perspectives to these ideas. But this morning, I find it correctly. And I find it very right for the youth of our church to stop looking in the wrong places. You want to get blessed. You want to have a good life once you get married. And many of them seek to find someone fitting for them in the wrong places. I pray that God will help us and give us strength and give us wisdom. One of the thoughts that I had this morning, the fact, two of them. One of the thoughts that I'd like to encourage the youth, you know, I thought, and I'm sure that the brothers that will be speaking will address maybe Emmy and Deborah more directly. I have time to address them because by God's grace, they're going to come into our church. So we'll address them later. I'd like to address the young generation, the men, the women, boys, girls, that are not married, but you are seeking. The Bible tells us in Songs of Songs, Cantare a Cântărilor, chapter 2, verse 7. If we can put it on the projector, just so we can read it in English also. King Solomon, that he was a very wise king. And in his wisdom, he wrote many very wise things, the books of Proverbs, which helps us, it guides us, it gives us much wisdom. But in the book of Songs of Songs, chapter 2, verse 7, the second part of this verse, I would like to put our attention and draw our attentions to the second part. And this is what it says. Nu treziți dragostea până nu vine ea. Do not stir up nor awaken love until it pleases. It is very easy, and more in this time of age, we confront ourselves as pastors, deacons, with young people that stir up their emotions, their love, before it's the time. This morning we are sitting here. I'm not going to ask him. I'm sure he doesn't mind. I want to say Brother Emmy's around the age of 25 years old. It was a time that God had prepared for you. I can assure you, and I can confess, that Emmy waited for the certain time. But unfortunately, it happens so many times where young men and young women stir up their love before it is to time. I hear about, and it's sad for me to say this, 13, 14, 15-year-olds that start having relationships, that start falling in love with someone. They don't fall in love because they don't know what love is. Addressing the young generation this morning, King Solomon gives us very wise words this morning. Do not stir up before it's time. It will save you and it will save us from much grief.
It will save you from many tears. It will save you from many emotions. It will save you from a broken heart. It will also save you from immorality. The world, I heard, and I have much to do with people of this world, and I've seen someone that was 12 years old, and they had their phone, and they were with their parents, and they came up, and they said, "This is my son," and next to him, it was his girlfriend. And I said, "What is wrong with this? How can you as a parent allow this?" And you might say, "Why are we speaking about this?" Because these things are starting to happen in our churches, in our Romanian churches. Yes, it happens in the world. Yes, it happens in this country. But it not ought to happen in our churches. Parents, realize you are not allowed to let your child do these things. And if someone will judge me, you can judge me. I want to speak this morning, just very briefly, these words. May the Lord help our youth. Wait on a perfect timing. Wait on God. Let God, and that is what God calls and asks of us this morning. Your love ought to be on worshiping God. I said this and I'll say it to my own children and in our church. Instead of worrying about a man, about who you'll marry when you're 15, 16, why don't you worry about worshiping God? Why don't you worry about having the Holy Spirit? Why don't you worry about maintaining a relationship and creating an atmosphere in a relationship with God, with Jesus? Because He will find the right mate for you if you put things in and have priority. Young men, young women, do not stir up love before it's time. Do not go seeking for a relationship with someone else before it is time. Seek a relationship with God. When the time is right, for this morning, for Emmy and Deborah, the time was right. When the time is right, love will bloom just like a flower in the spring. A flower, no one needs to come and tell it, it's springtime, it's time to bloom. In the fall, no one needs to come tell the trees, it's fall, you need to change your colors and the leaves will fall. They know that because it's in nature for it to happen. For the children of God, if you trust in God, if you worship God, if you have a relationship with God, the right time will bloom. No one needs to tell you. God will prepare everything. And there are many verses we can go into this. Until then, be wise, grow in wisdom, and guide your heart. The devil has many plans for our youth. The devil wants to să ne murdărească, to throw many, many things on our youth, to dirty them. Să ne cinstească. Young men, young women, you are the generation that is growing. This morning, the brothers were speaking about their parents, their grandparents. How God worked simple people, but people that had the fear of God in them. People that loved God. Simple. Let's be simple people. Let's be wise people. Let's be people that seek the word of God. If we will do these things and maintain this attitude in our lives, the results will be great. The Bible speaks and says that God despises, and we speak about the word divorce. But let me tell you something else. The Bible says that God despises separation. You know what is sad this morning? That I can sit here and I can tell you many families in this church, and you can judge me in every way you want. I have a little bit experience, not much, but a little bit experience. Many families in churches, they come together, they live together under the same roof, but in their house, the spirit of separation dominates their marriage. You come here with your wife and your husband in church, but you are separated.
You started on a day as Emmy and Deborah started this morning, in love, ready to do anything for your spouse. Years went by, and you are more separated than ever before because you have allowed the spirit of separation to come and domain in your house. You have opened the door to the spirit that domains in many homes of Christian families. I pray this morning that God will depart the spirit from our community, from our families. There are many homes, many marriages that are on the breakthrough through divorce. But it didn't start there. It became with separation. The wife went to church. The husband stayed home. The wife said, let's fast. The husband said, I cannot fast. The wife says, let's put our children to prayer. The husband says, I'm tired. You go to prayer with them. And then we start having separations, different thoughts, different ideas, different bank accounts. I was speaking to someone this week, and they were saying that in a marriage, the wife has her account and the husband has his account. In a marriage, in a Christian marriage, is that normal? God wants us to be united as a wife, as a husband. I pray this morning, and I will end. May God bless Sammy, Deborah. May God bless every family in this church. Amen. Nehemiah said something. The walls of Jerusalem by the enemies were knocked down. The gates of Jerusalem were burnt. Many homes, many of our homes, the walls have been torn down by the enemy. Many relationships are nowhere near the way God has intended a family to be. Many of our homes, the doors have been torn down and burned down. And that's why we see what we see, because we have allowed our enemy to burn down our doors. Guard your homes, fathers, husbands. Guard your homes, Nehemiah says. It is worthy, it is right for us to fight for our families. We in this 21st century must stand up for the value of our families. When the world says the family has no value, the first and the most important institute of this day, of God's ways, was the family. That's why you see so much aggressive attitudes against the family. And we sit in churches and we sit in our homes like nothing is happening. It is time to wake up. It is time to stand for your family. It is time to get right with God. It is time ca să strângem rândurile. It is time ca să strângem familia și să o aducem la biserică și să ne închinăm lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut el. Nehemiah said, fight. Emmy, fight for your family. Fight for you, it says, for your wives. Fight for your daughters. Fight, because the enemy to the last day will come and try to fight and destroy what God has put together. Fight for your family, church. Fight for your family. God bless. Familia fratelui Dinu Cojocaru laudă pe Domnul cu o cântare, apoi copiii din familia Wow au și ei o cântare spre slava Domnului, urmează corul mixt și grupul de băieți și fete și ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului pe fratele Samuel But.
Thank you.
astăzi voi primiți binecuvântare. Să-ți apleci
viață frumoasă de cum să trăiți, dar mai mult ca orice vă dorim, la nuntă ce să ne întâlnim. Noi vă dorim să fiți fericiți, viață frumoasă de cum să trăiți, dar mai mult ca orice vă dorim, fiți binecuvântați de Domnul. Într-un mod deosebit, Emanuel și Debora, care astăzi sunt înaintea lui Dumnezeu și doresc binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să le ofere, să le dăruiască, este în măsură. Omul lui Dumnezeu, David, spunea în Cronici, capitolul 17, versetul 27, în privința aceasta: Doamne, fie privirea Ta, ochiul Tău peste casa mea, peste casa robului Tău, căci ce binecuvântezi Tu este sau rămâne binecuvântat. Slăvit să fie Domnul! Bineînțeles că toate acestea sunt condiționate. Câtă vreme rămânem sub binecuvântare. Și doresc ca această tânără familie care se instituiește astăzi, din punct de vedere religios, Dumnezeu să-i ajute să rămână sub binecuvântarea Lui până în veșnicii. Amin. Avem aici un text în dimineața aceasta pus în fața noastră. Frații mi-au spus și câteva indicii și dat fiind faptul că timpul este foarte deja înaintat, mai sunt destule puncte, i-am și întrebat pe listă pe unde ne aflăm. O zis, vorbește încet, rar, adică rar și tare. Și eu mă tot gândeam cum să fac să compensez, să comprim. Eram la pardie duminica trecută de dimineață și doi frații și Zărafar au zis, bă, frumoasă predică, mă. Ei ori priceput-o, dar erau tineri din ăștia care vorbesc engleză. Zic, bă, da, vorbește repede. Și acolo aveam 29 de minute până la fără un minut, la 12, să pot vorbi. Și m-am trudit să fac ce pot. Și eu asta vreau să fac și acum. Vă promit, cu ajutorul lui Dumnezeu, cât mă va ajuta Dumnezeu în timpul care îl avem alocat, să stăm în fața cuvântului. Amin. De altfel, dacă suntem atenți, dacă avem o ureche deschisă, e în avantajul nostru. Găsim scris în cartea prorocului Isaia, capitolul 50, că El îmi trezește urechea în fiecare dimineață ca să ascult așa cum ascultă niște ucenici. Dea Dumnezeu să avem tăiată urechea împrejur. Amin. Versetul prim al textului citit, versetul 18, găsim scris aici un amănunt. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Când mă uit aici în Scripturi, mă uit la constatarea lui Dumnezeu, nu constatarea unui păstor, nu constatarea părinților, măi băiete, măi fată, mai greu la fete, ele așteaptă, dar băieții sunt cei care trebuie să ia inițiativă. Ah, mai am timp. Dar cât? Da, păi și Isaac a avut 40 de ani când s-a căsătorit. Unii trec și de vârsta asta. Și scris în cartea Eclesiastru că capitolul 4, la versetul 5-6 în jos, continuând, este un om singur, singurel. Toată ziua muncește. N-are nici fiu, nici frate. N-are cui lăsa lucrurile pe care el le strânge. Și nici măcar n-are timp să se întrebe pentru cine muncesc eu și îmi lipesc inima de plăceri. Și aceasta este o deșertăciune. Acum eu vă spun pentru cei care sunteți băieți încă și vârsta cere să vă căsătoriți. N-așteptați să treceți de 40 de ani. Că după aceea vă spun eu cum vine. După 40 de ani ai să faci socoteala invers. Păi tot ce am adunat să împart eu cu ea? Și pensia mea să o mănânce ea?
mai bine rămân așa cum sunt. Doresc din toată inima în dimineața aceasta Dumnezeu să ne trezească. Amin. Și să ne ajute să pricepem că recomandarea nu e a păstorilor, nu e a preoților, nu e a părinților, ci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Să nu fim singuri. Doamne ajută-ne. Amin. Amin. Și asta a făcut Dumnezeu pentru noi. De fapt, în modul acesta s-a putut perpetua viața. Adam, dacă rămânea singur, rămânea doar el singur în grădina așezat de Dumnezeu. I-a dat toată grădina la îndemână ca să o lucreze și să o păzească și în elixirul acela al frumuseții, acolo unde lucrurile erau de nedescris. S-a uitat Dumnezeu la el într-o zi și a zis, îi harnic, ostenește, toate sunt frumoase, păsările cântă minunat, lucrurile sunt nemaipomenite, ambientul este extraordinar, dar ce mai lipsește? E singur. Eu vin la el, vorbesc cu el, dar îi mai trebuie ceva. Și a constatat Dumnezeu că lucrul acesta trebuie făcut. Și vreau să vă spun că în modul acesta și viața se perpetuează și este transmisă mai departe. De aceea mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim înțelepți și în privința aceasta. Spune cartea Domnului în cartea Eclesiastru, înțeleptul spunea la un moment dat, în capitolul 3, versetul 1, că toate lucrurile de sub soare, de sub ceruri și au vremea lor. În versetul 6, și căutarea și are vremea ei. Căutăm, căutăm, dar să nu treacă vârsta prea mult și nici ani să se adune. Toate lucrurile și au vremea lor. Și a te căsători este o vreme, bineînțeles, toate sub călăuzirea lui Dumnezeu. Ceea ce doresc ca lucrul acesta să se fie întâmplat în cazul celor doi, Debora și Emanuel, sau altor familii care se constituiesc, este un mare har din partea lui Dumnezeu să rămânem în voia lui Dumnezeu. Amin. Care este modelul cel mai suprem sau cel mai frumos al Scripturii prin care am putea noi să ne căsătorim pentru cei tineri care doresc să-și constituie o familie? Găsim în Geneză, capitolul 24, imaginea, aș putea spune, exemplară, la care trebuie să fim foarte atenți, modul în care se căsătorește Isaac. Avram, spune cartea Domnului, capitolul 24, versetul 1, era bătrân, a pus pe cel mai bătrân rob din casa lui să jure, să bage mâna aceea sub coapsă, și să-i spună, ascultă-mă, să nu iei fiului meu o femeie, o fată din țara aceasta, aici unde am venit să locuiesc, să nu cumva să faci lucrul acesta, ci jurăm că te vei duce în țara de unde am venit eu, de unde m-a scos Dumnezeu și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Robul lui Avram i-a răspuns în câteva cuvinte. Dar dacă nu va vrea să vină cu mine, vei fi dezlegat de jurământul pe care tu astăzi îl depui. Și zis și făcut. A călătorit, a ajuns în cetatea fraților lui Avram, a zăbovit pentru câteva momente cu cămilele în afara cetății, lângă o fântână, și apoi a urmat un episod interesant pentru noi. Că prea adeseori auzim multe povești și lucrul acesta ar trebui să ne pună puțin pe gânduri. Dar am avut din partea Domnului că e pentru mine, ori ea, ori el. Da, trebuie să aibă și cealaltă parte ceva din partea Domnului. Că e nonsens. Tu să tot strângi în inima ta, să cumulezi săptămâni, luni, că ai avut din partea Domnului și să ai multe prorocii, dar ea să nici vorbă să aibă prin minte așa ceva. Nu se poate. Și-a pus un semn. Prima fată la fântână care vine, fiți foarte atenți la mănuntul acesta, să fie nevasta care este rânduită fiului stăpânului meu. Nu-i tot una să fie rânduită sau să fie nimerită. Băi, așa bine o nimerit. Poate. 5, 10 ani, 15. Dar când e rânduiala lui Dumnezeu, asta rămâne până în veșnicii. Dumnezeu să ne ajute să credem aceasta. Nu-i tot unul că la căsătorie nu-i ca și la loterie. Cu criptomoneda, cum au luat foarte mulți săracii năcazuri. Nu-i ca și când trage un loz. Nu-i loterie. Spune cartea Proverbe, în capitolul 18, versetul 22, că o nevastă bună este un dar de la Domnul. Și 19 cu 14, casa și averea le moștenim de la părinți. Dar o nevastă pricepută este un dar, este un har de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această înțelegere. Și așa să pornim în viață. Așa să încercăm să ne întemeiem familiile. Nu într-un alt mod. Și stând acolo, robul lui Avram
Dumnezeu care, de fapt, îi spusese Avram, îngerul care, și Dumnezeu care m-a călăuzit și m-a scos, va trimite îngerul său înaintea ta și va rândui lucrurile. A ieșit prima fată, el și-a pus un semn în inima lui. Dar semnul ăsta nu l-a povestit așa cum facem noi. Vreau să mă căsătoresc, Doamne, cu, și mai spun la vreo 10. Apoi prinde vreun proroc din ăsta care îi place să audă puțin și să vezi ce imediat i-a rânduit. Nu, în inima lui și-a zis, fata care va veni prima la apă și voi cere să-mi dea să beau, și nu numai atât, și va spune, stai că dau și cămilelor tale să fie adăpate, aceasta să fie soția rânduită băiatului stăpânului meu. Și pe când se gândea în inima lui, iată că Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milca, cea lui fratelui lui Avram, ajunge la apă. Se întâmplă în tocmai, lucrurile sunt clarificate, trec așa în grabă, succint peste ele. Se bucură nespus de călăuzirea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a oferit-o. Fata primește câteva daruri, ea face exact lucrarea pe care robul lui Avram o avea în inima lui cu privire la a stabili dacă într-adevăr ea va fi viitoarea soție. După ce se întâmplă totul, îi face câteva cadouri, iar ea dă buzna, dă repede fug acasă și spune familiei. Vorbește cu mama, cu fratele ei, Laban, îl invită înăuntru și îl așează la masă. Dar robul acesta nu se grăbește să se înfrupte din cele puse în față. Poate mulți abia aștepta să se pună punctul aminul, să facă rugăciunea de binecuvântare și la sala de mese. Auziți, zis, nu mănânc nimic. Eu am venit pentru un lucru anume. Și ei au venit aici pentru binecuvântarea lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să le ofere. Noi am venit să-i însoțim, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Noi am venit aici să auzim toți un cuvânt din partea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să restatornicească familiile noastre, care uneori poate sunt în derivă, altele care sunt pe punctul de a falimenta. Dumnezeu să ne aibă în vedere pe toți. De aia suntem aici. Nu în plan secund sala de mese să o vizăm. Aceasta nici n-ar trebui să fie în prim plan, sub nicio formă, ci să ne gândim la cuvintele pe care le spunea Domnul Iisus, căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Am ceva de spus. Și a început să spună de ce i-a venit de fapt acolo. Și după ce a prezentat cu lux de amănunte Laban și Nahor, părinții fetei au spus ceva. Nu mai încape îndoială. Vedem că lucrul acesta vine de la Domnul. Vedeți ce relaționare a lucrurilor? Și nu se oprește aici textul biblic. S-au bucurat, a făcut daruri, a noptat acolo și dimineața când urma să se întoarcă înapoi robul lui Avram, le-a spus, acum dați-mi voie să mă întorc. Au încercat să spună, mai las-o să stea puțin cu noi. Dumnezeu mi-a dat izbândă, trebuie să merg numai decât. Urmează punctul final. A zis, o chemăm și pe fată, să o întrebăm și pe ea. Ar fi culmea, uneori poate semnele noastre merg până într-un anumit punct. Și tocmai în punctul decisiv, să ne întâlnim cu refuzul. Și atunci amărăciunile. Dar am avut prorocii, dar poate le-ai avut, nu știu ce ai avut. Dumnezeu, când se implică într-un eveniment, de la început și până la sfârșit, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Ascultați-mă, nu-i textul biblic așezat de noi aici, ci lăsat scris de Dumnezeu ca să privim în el. Au chemat pe fată și au întrebat-o, vrei să te duci cu omul acesta? Tati, lasă-mi 5 minute de gândire, eu mai am vreo 3 care mi-au scris. Unul din Seattle, unul din California, unul din Canada și dacă mi-aduc bine aminte, știi tu, tati era de la noi din sat. Să mă mai gândesc, să mă mai rog. Nu, răspunsul a fost prompt. Asta e voia lui Dumnezeu. Nu te tulburi, nu vin peste tine în fior reci, oare ce fac, oare cum fac. Nu, când este de la Domnul, lucrurile merg spontan. Da, vreau. Și a plecat. Dumnezeu să fie slăvit. Ați priceput cum lucrează Dumnezeu? Dumnezeu e în controlul evenimentelor. Acum mă întreb spre Emanuel și Deborah. Timpul zboară repede. Dragii mei, vi s-au cântat cântări, adică în cinstea Domnului, dar cu dedicație. Cei care sunteți prezenți aici ați auzit destule lucruri frumoase. Vor urma urările și fericirile. Eu vreau să vă spun ceva din Scripturi.
Apostolul Pavel a scris în Cartea Corinteni, capitolul 7, versetul 28, un amănunt. Dacă băiatul și fata se căsătoresc, sau fecioara, nu păcătuiesc, dar ființele acestea vor avea și eu aș vrea să vi le... Noi nu rămânem nici la vorba Apostolului Pavel. El spunea și eu, ca unul care am Duhul lui Dumnezeu, cu privire la văduve și la văduve, este bine să rămână ca mine. Dar fiecare, după cum a primit puterea de la Dumnezeu, de rămânea tot neamul omenesc la varianta lui Pavel, astăzi nu mai existam. Dumnezeu a avut un alt plan. Dar realitatea este că ființele acestea vor avea necazuri. Nu-i numai fericire, fast, fanfară, cor, cântări, flori, cadouri. Nu, astea trec repede. Și dintr-o dată, vă veți întâlni cu realitatea. Ce doresc eu? Ca pe parcursul vieții voastre, impuneți-vă măcar aici, pe scaun, poate nici nu v-ați gândit la amănuntul acesta, măcar așa să vă purtați unul cu altul. Nu știu cum v-ați purtat. Eu am fost rugat doar să predic. Nu cunosc deloc evoluția voastră în prietenia voastră și așa mai departe, nici slujirea voastră. Dar ceea ce știu să vă spun este asta. Să admitem că, și cred asta, că v-ați purtat într-un mod frumos unul cu celălalt. Propuneți-vă să vă purtați în continuare tot așa după căsătorie, după momentul acesta. Amin? Amin. N-are sens să fim mieroși până după ziua anunții. M-ați înțeles? Vai, scumpa mea, vai, iubii, vai, nu știu câte, vai, nu știu care, și după aceea el a dat nume la animale, la vite, Adam. Dar când s-a referit la soție, i-a spus, ea va fi Eva, i-a spus că este femeie, Isha, că e din mine. Soția este din noi, de aici, de la coastă. Așa e, aproape de inimă. Îi mai vezi pe câte unii, mă, dar nu știu cine te-a adus în calea vieții mele. Măi, dar nu mai pune problema așa. Dar nu știu de unde a ieșit. Din mine, din tine. Haideți să ne iubim nevestele pentru cei care suntem căsătoriți, iar pentru Emanuel și Deborah, priviți cu atenție în textul biblic de aici. Și cei doi se vor face un singur trup. Și bine ar fi ca acest trup să aibă un singur cap și ăsta să fie Hristos Domnul. Amin. Ați înțeles? Să vă puteți purta în același fel, să vorbiți cu același limbaj pe care l-ați utilizat în viață până la momentul acesta, de când v-ați cunoscut unul cu celălalt. Vorbesc în plan pozitiv. Sunt unii care nici până la căsătorie nu se rabdă și mai scot câte o perlă. Acolo aviz pentru toți cei prezenți. Puneți un semn de întrebare. Dacă își permite să vorbească ea cu tine sau el cu ea altfel, ce va fi după? Este scris în Cartea Eclesiastru, capitolul 7, versetul 29, căci Dumnezeu a făcut pe oameni, dar ei umblă cu multe și retlicuri. Și în sensul acesta îmi vine în minte un gând, un episod din viața a doi tineri. Umblau la adunare, erau copii serioși, au venit din lumea amândoi. Ea la cor, el la fanfară. Aveau amândoi câte un scop. Au zis, băi, mă duc la pocăiți. Oamenii ăștia serioși, pot să întemeieze o familie, am binecuvântarea lui Dumnezeu. M-am uitat în viața mea de zi cu zi, a zis și unul și celălalt. Au intrat la părtășia adunării, au fost reperați de frați, au fost botezați, au urmat catecheză, fiecare la câte o formație, dar scopul inițial și suprem a fost căsătoria să fie una reușită. A venit ziua când s-au cunoscut cei doi, au legat o prietenie de durată, eu știu, nu pot să o precizez, dar în orice caz a venit și momentul căsătoriei. Amândoi au fost pe scaunul de miri, s-a terminat serbarea, sărbătoarea și cum e la modă, ne luăm bilete și plecăm. Asta spune în Matei capitolul 19, Domnul Iisus cu privire la toate lucrurile astea, de la început n-a fost așa. Rebeca nu s-a luat cu Isaac. Erau mai primitivi ca amici, să spunem. Noi suntem mai moderni. Ei, și-au luat biletul și-au plecat. Și o lună de bucurie, unul pentru celălalt, cele mai frumoase complimente, se purtau așa extraordinar, cu mănuși, frumos. Eu vreau să vă spun că dacă vreți să reziste familia, în centru atenției, în modul de conduită, trebuie să existe și să rămână Hristos Domnul. Și liantul care să lege viața voastră și să închege familia de acum înainte și pentru noi toți ceilalți trebuie să fie dragostea. Doamne, îndură-te de noi! 1 Corinteni, capitolul 13, dragostea are 15 calități, dar 7 din ele sunt cele mai frumoase pentru familiști.
Și altele, dar sunt importante. De exemplu, dragostea este prima, îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Apoi versetul 5, nu-și caută folosul ei său. Și apoi versetul 7, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Așa arată dragostea. Dar dragostea asta trebuie să fie turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Roman, capitolul 5. Dacă nu s-a întâmplat aceasta, avem probleme după aceea. Necazurile se țin de noi lanți. Mă rog din inimă Dumnezeu să izbăvească această familie. Și chiar în momentul acesta să-și pună mâna peste voi. Amin? Când se va rosti rugăciunea să schimbe, ca pe vremea lui Samuel de altă dată, viața voastră, destinul vostru, într-o clipă, Dumnezeu i-a dat o altă inimă lui Samuel și binecuvântarea poate să vină de sus dacă ne hotărâm să trăim pentru el. Doamne ajută-ne! Și cei doi tineri au fost plecați în excursie și s-au întors de acolo. S-a terminat luna de bucurii, de miere. Eram într-un magazin cu nepotul meu și așa sunt oamenii, mieroși la vorbă. Trebuia să cumpărăm niște materiale și se adresează una de acolo. Hani, de eu știu că Hani e miere. Bă, ți-a zis miere dulceață? Ce, uite-te la aia, ce să faci? Așa sunt oamenii, au vorbe frumoase. S-a terminat luna de miere și s-au întors acasă. Și în momentul când s-au întors acasă, acum se frecau pe mâini amândoi, că nu știau cum să înceapă. Și a început soțul proaspăt. Draga mea, scumpa mea, vreau să spun ceva, trebuie să mă mărturisesc. Uite, viața mea, istorialul vieții mele este asta. Eu cu orice preț am vrut să mă încadrez și eu într-o biserică de pocăiți. Am vrut cu orice preț să am o familie binecuvântată și cu orice preț mi-am dat toate silințele în privința aceasta. M-am încadrat, am făcut tot ce am putut. M-am încadrat în cerințele care sunt aici. Am vrut să pun mâna pe o fată care este de la pocăiți. Și s-a întâmplat în tocmai. Eu vreau să spun, am vrut să merg cu tine și luna asta, să te bucuri de o lună cu mine. Dar vreau să spun că eu, din momentul ăsta, la pocăiți nu mai merg. Eu doar pentru atât am umblat la pocăiți. Scumpul meu, exact asta vreau să spun eu. Exact asta vreau și nu știam cum să încep. Și amândoi și-au spus povestea. Dumnezeu, Galateni, capitolul 6, versetul 7, nu se lasă să fie... Ce seamănă omul, aceea va și secera. Dacă semănăm cu vicleșug, Petru a spus în capitolul 2, lepădați orice fel de vicleșug, de prefecătorie și ca niște prunci născuți cu privire la familie, să dorim pe Hristos în viața noastră. Amin? Dumnezeu să lucreze în privința aceasta. Ce vreau să subliniez, iubiți frați și surori, familiști, tânără familie, liantul care leagă familiile nu este altceva nimic decât dragostea. Ori dragostea, spunea Pavel, scriindu-i lui Timotei în prima epistolă, capitolul 1, versetul 5, spunea așa, ținta poruncii este, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Vreau să subliniez marele adevăr. Când acestea lipsesc, toate celelalte sunt doar aditive, soluții de moment, prin care putem parcurge un segment de viață și dintr-o dată avem nevoie de propte. Dacă dragostea lui Dumnezeu stăpânește inima noastră, atunci suntem recunoscători, avem o stare de mulțumire. Și mă rog ca Dumnezeu să așeze în familia voastră tânără starea de mulțumire. Amin? Omul lui Dumnezeu, Pavel, scria în 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare... Căștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm nimic din ea. Deci, dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm și cu ce să ne hrănim, ne va fi de ajuns. Evrei, capitolul 13, versetul 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Și apoi un alt verset 5. Mulțumiți-vă cu ce? A ține căsătoria în toată cinstea este și un dar de la Dumnezeu să ai o stare de mulțumire. Proverbe, capitolul 15, partea a doua finală a versetului 15, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, pe când cel cu inima nemulțumită, urmează versetul 16, numai carne să fie și boi, și numai, dar acolo îi prezentă și cearta despre care spunea fratele adineoară. Cu gândul acesta a început el să predice și, bineînțeles, în dialectul englez. Să nu vă certați pe drum. Dezideratul lui Dumnezeu pentru noi în familie este acesta. Așa cum se spunea, să nu ne certăm. Și oponentul cerții, urii și altor lucruri care derivă de aici este doar dragostea. Și dragostea este Dumnezeu. Mă rog din inimă, Dumnezeu să stăpânească familia voastră. Amin. Și ale noastre, ale tuturor. Amin. Omul lui Dumnezeu, Pavel, prindea gândul acesta al Domnului din capitolul 2.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Deciziile de acum le veți lua împreună. Vă puteți sfătui cu părinții, nu-i abandonați. Dar deciziile vă aparțin cu privire la viață. Puteți să vă sfătuiți cu păstorii, puteți să vă sfătuiți cu cine vreți. Decizia, în definitiv și la urma urmei, mă refer atunci când o luați pozitivă, bine ar fi să fie totdeauna așa, vă aparține în mod direct. De modul în care veți hotărâ, de modul în care veți vorbi între voi, potrivit cu voia lui Dumnezeu, vreau să vă spun că și Dumnezeu vă va binecuvânta. Dumnezeu să vă aibă în vedere. Vorbiți între voi. Vorbiți între voi. Bine, Pavel recomanda bisericii din Efes cu psalmi, cu cântări. Noi, în cazul nostru, nu știu dacă veți putea totdeauna cânta și recita psalmi. Bine ar fi. Dar cel puțin să găsiți cuvintele cele mai alese, că de aici sunt cele mai mari probleme. Și Iacov spunea în capitolul 3, un mădular mic, al tău, Emanuel, sau al tău, Deborah, aprinde roata vieții voastre, înjugă la povestea voastră cele două familii cu tot neamul și de o parte și de alta, apoi bisericile, și poate ieși de aici numai binecuvântare, nu. Și uită că un mădular mic, ce pădure mare poate aprinde. Dar dacă reușim să o stăpânim, această limbuță, acest mădular, ne putem ține în frâu și în echilibru tot trupul și chiar viața de familie. Mă rog din inimă, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să puteți pricepe lucrul acesta. Ai datoria să o iubești și are datoria să-ți fie supusă. Dacă îl iubești pe Deborah, așa cum Hristos a iubit biserica, ea îți va fi supusă în mod inedit și automat. Foarte multe soții spune, nu pot să mă supun. Rezultatul e că soțul nu-și iubește soția, după modelul lui Hristos. Asta este, nu este altceva nimic. Unele soții mai au probleme spunând, eu nu pot deloc să fiu supusă, pentru că feminismul de astăzi, știți unde s-a ajuns, la 180 de grade. Spuneam nepotului ieri, mergând undeva în zona Amișilor, pe drum, povesteam pe subiectul acesta și la un moment dat i-am spus, la noi în Spania erau reviste de felul acesta. Mergeai la magazine și vedeai femeia cu bor, mașina dădea gaură în perete, iar bărbatul cu aspiratorul și cu motora prin casă. S-au schimbat rolurile. Diavolul lovește și țintește exact în toate atributele lui Dumnezeu, ale creației, a ordinii în univers și, în mod special, lovește familia. Tirurile lui sunt îndreptate zilnic spre familie. Dacă veți fi înțelepți și vă veți înțelege rolul și locul în familie, Dumnezeu vă va binecuvânta. Amin? Spunea Petru, ca și Sara, care îi spunea Domnul ei, versetul 4, 1 Petru, capitolul 3. Dar mi-aduc aminte de niște versuri de poezie. Domnul meu să-i spună dânsa, ăsta e un cuvânt mai rar, o să iasă de pe buze doar în ziua de salar. Cam atunci, Domnul meu, cât ai adus? Și după aceea, când pleci, mai stai? Nu poți să... Nu... Să aveți cuvinte frumoase, complimente pe care să vi le adresați în modul cel mai sincer și dacă dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre nu veți fi prefăcuți. Și asta durează până în veșnicii. Dumnezeu iubește curăția de inimă, spunea David în 1 Cronici, capitolul 29. Și doresc aceasta să fie stabilită și așezată în inimile voastre și în viața bisericii în întregime. Pentru că Dumnezeu a vrut ca oamenii să nu fie singuri, ne-a binecuvântat, a vrut să se perpetueze viața. E interesat de familii sănătoase, ca să existe o societate sănătoasă, ca să existe o biserică sănătoasă. Interesat Dumnezeu de noi, numai că din neatenție oamenii și după ce se căsătoresc rămân toți singuri. Soții care sunt singure prin casă, dar zice, al tău nu e acasă, ba e acasă, dar n-am mai vorbit de săptămâna trecută cu el. Efeseni capitolul 4, versetul 25 în jos. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste... Auzi, asta înseamnă că undeva spre seară, Luca 17, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire. Asta este, până la urmă, sunt probleme. De-aia v-am spus la început, că viața are și necazurile. Dar încercați în așa fel să trăiți, încât seara, când vă puneți pe genunchi, să nu vă fie împiedicate rugăciunile, spunea Petru. Soțul să se poarte cu înțelepciune, pentru că, Emanuel, Deborah e un vas mai slab. Ți l-a dat în grijă să te porți frumos cu el, dându-i cinste. Pentru ca rugăciunile voastre să nu fie împiedicate, pentru ca să nu treacă timp. De aia v-a ajutat Dumnezeu și ne-a ajutat Dumnezeu și vă va ajuta Dumnezeu să fim împreună, să nu fim singuri. Oameni care trăiesc singuri în singurătatea aceasta, chiar și căsătoriți. Mă rog din inimă Dumnezeu să ne trezească și în privința aceasta și să ne ajute să ne purtăm în așa fel încât când se va auzi strigarea aceea, iată vine mirele, împreună cu noi toți, dar în mod deosebit și cu familia tânără întemeiată, Emanuel și Deborah, să nu lipsească de acolo. Amin. Amin.
Copiii din familia Diacul laudă pe Domnul cu o cântare, apoi sora Amalia Cojocaru și ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Ghiță Lăzărean.
perechi cea iubitor, ai așezat-o în eter, le-ai dat în moștenire raiul, un paradis pentru atunci s-au petrecut și multe nunți de atunci, o Doamne, pe acest pământ s-au mai făcut. Dar astăzi ești chemat, ești primul invitat să vii la nuntă aici între noi. Și atunci când te-om tema, cu toți când te-om ruga, să dai azi binecuvântarea ta. Dar astăzi ești chemat, ești primul invitat să vii la nuntă aici între noi. Și atunci când te-om tema, cu toți când te-om ruga, să dai azi binecuvântarea ta. Mai ești rugat, Iisuse, o Doamne, de-ai lor părinți ce i-au crescut, când vor avea vreo suferință, îndură-te de ei mai mult. Privește înspre noi, înspre mirii acești, ca să-i ajut în clipe de nevoi. Și atunci când te-or tema, întinde-ți mâna ta, din doi fă una în lucrarea ta. Privește înspre noi, înspre mirii aceștia doi, ca să-i ajut în clipe de nevoi. Și atunci când te-or tema, întinde-ți mâna ta, din doi fă una în lucrarea ta. Din doi fă una în lucrarea ta. Amin. Slăvit să fie Domnul! Doresc Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică. Amin. Și să-i binecuvânteze și pe aceștia doi. Amin. Dumnezeu ne-a vorbit minunat până aici. Dumnezeu să ne ajute să strângem cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119 cu versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, Dumnezeului. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Și pe și bătrâni, și pe și tineri, și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe aceștia doi. Amin. Pe Emanuel și pe Deborah. Nu știu dacă ați fost atenți și s-au grăit. Ați fost atenți? Că nirii nu prea s-a atenți. A întrebat pe doi niri, băiața, știi s-au grăit la nu? Nu știu, bă. Bă, voi treciți atenți. Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș vrea să vă spun că porniți pe un drum pe care n-ați mai fost niciodată. Niciodată n-ați mai fost.
Azi intrați în jugul căsătoriei. Nu știu dacă știți ce e la jug. Care venim de la țară, punea la vase jugul și punea rastelul. Azi se pune rastelul pe o parte și pe altă. Și din jugul ăsta nu mai ai voie să ieși. Nu mai ai voie. Spunea Dumnezeu în Maleahi. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu. Pe calea asta a pocăinței, a credinței, nu se poate desface căsătoria. De-aia, care vreți să vă căsătoriți, gândiți-vă bine. Că aici nu mi-are ca în lumii. Vă zici, dacă nu mă potrivesc o lăză, hai, nu mai poți lăsa. Nu se poate. Dumnezeu să binecuvânteze toți tinerii de la Betel și toți tinerii de la Betel. Să vă gândiți foarte bine și aș vrea să vă spun că binecuvântarea în căsătorie o primești până aici. Să nu crezi că ai îmblat cum ai vrut, ai trăit cum ai vrut, te-ai dus pe unde ai vrut și azi Domnul dă binecuvântare. Nu vă înșalați, nu vă înșalați. Binecuvântare se capătă până aici. Efeseni, capitolul 6, cu primul verset, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință ca să trăiești mulți ani și... Cum ai ascultat pe tata, cum ai ascultat pe mama, dacă o plângi mama după tine până aici, ai să plângi și tu în căsătorie. Binecuvântare să capătă până aici. Cum ai trăit cu Dumnezeu, cum ai respectat părinții, cum ai respectat biserica, cum ai respectat Scriptura. Și apoi aici, în ziua aceasta, Dumnezeu dă binecuvântare, Dumnezeu să fie slăvit. Predica fratele și mi-am adus aminte, că o chemat-o pe Rebecca să o întrebe dacă vrea să meargă cu omul ăsta. Și cred că robul era cu sufletul la gură. Mă zicea, bă, dacă spune asta, nu. Am pierdut tot. Mă, și interesant, când o chemat-o, o zis, da, vreau să plec. Țin minte când m-am însurat cu prima nevastă, cu Țuca, era și Pavel prezent. Am văzut adunare și duminică merem să ne înțelegem. Cu tata, cu mama. Mă, și când am intrat în casă, o zis sacra, da, așa ați venit, că Țuca nu se mărit. Băi, băi, atunci îți pus curg apa pe mine. O zic, mă fac de tătă minunea. Am întâlnit și pe tata și pe mama și Pavel Aileanic a fost și el. Bă, mă fac de tătă minunea și am făcut. Zic, cheamă pe Țuca să vedem. Mă, și cheamă pe Țuca. Tu Țuca, ce spune? Bă, da. Nu, m-a mărit. Bă, parcă ni s-a luminat tot în cap. Bă, mă spun ce-am trăit eu. Nu a fost ușor pentru rob. Să zic, mă, vrem și răspunde fata. Până acolo tăi te-au făcut buni. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe aceștia doi. Pe drumul acesta al căsătoriei, important e să ascultați de Domnul. Domnul să vă binecuvânteze. Mă, eu citesc aici în Geneza și mă minunez de lucrarea lui Dumnezeu, de zidirea asta lui Dumnezeu. Mă, tăti le-au făcut, au pus numele, terminat tăt și la urmă au făcut femeia, mă. Că dacă era femeia când punea Adam nume, avea mari probleme. Poate la vacă îi spunea câini, că femeia prin usușea o leacă, nu e sănătoasă. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a pus numii tăt, tătă zidirea-i gata, și la urmă a zis, bă, nu-i bine ca omul să fie singur. Eu aș vrea să vă spun că nu-i bine, fraților. Eu am trecut de două ori prin probleme de astea. Nu-i bine și omul singur. Dumnezeu lasă un somn adânc să-i primul chirurg din univers. Face prima operație. Prima operație face. Cred că aici care am un adorn s-o luat după Dumnezeu. Anestezia asta care o trimite peste oameni înainte de a opera, să doarmă. Mă, și ce m-am gândit tot tare mult? Bă, dar de unde o știut Adam, mă? Că doar o dornit. De unde o știut că e os din oasele mele și
Mă, de unde o știu atâta m-am frământat? De unde o știu, măi? Că-i os din oasele lui și carne din carnea lui. Și așa se va numi? Femeie, fraților, nu, domnișoară, mă, băgoleacă aici. O, zice, femeia sporti batic, domnișoară, sluporti batic. Bă, dar ori de 200 de grame, ori de 100 de ani, femeie, băi, parte femeiască. Că așa i-au zis Adam. N-au zis, asta-i domnișoară. Așa au zis? Ea se va numi femeie, mă, și-a scris aici, doar n-a scris eu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să binecuvânteze tătii surorile din la Betel să fie înțelepte, frate. La noi s-o grămadă de divorțuri prin Biserica Pentecostală și scrie în 14 proverbi cu primul verset: femeia înțeleaptă își... Așa-i scris, mă, doar n-am scris eu, mă. Nu zici bărbatul înțelept își zidește casa. Nu zici bărbatul înțelept. O zici femeia înțeleaptă își zidește casa. Iar cea fără minte... o dărâmă cu însuși mâinile ei. Dumnezeu să binecuvânteze surorile să fie înțeleate. Amin? Surori de la Betel, eu nu zic că n-avea și bărbat să vină, dar pe acolo vine scârții lucrurile, cea mai mare vină au surorile. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile de la Betel cu mulțumire, oameni buni. Știți, pe unii intră satana în familie și aduce divorț? Pe la nemulțumire, mă. Nu-i place casa, nu-i place câți bani aduce bărbatul, nu-i place una, nu-i place alta. Dumnezeu să binecuvânteze biserica cu mulțumire. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze familiile tinere cu pace, fraților. Evrei 12, nu știu versetul, nu mi-aduc aminte, urmăriți pacea și... sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Ea meare mână în mână, pacea meare mână în mână cu sfințirea. Nu meare singură. Unii sacrifică sfințirea din dragul păcii. Zice, las, frate, ce-i pace. Mă, las, îngăduim locul spurcat, bă, nu ați și pace. Nu așa, fraților. Pacea meare mână în mână cu sfințenia, binecuvântat să fie Dumnezeu. Podoba casei lui Dumnezeu este sfințenia pentru tot timpul când vor ținea vremurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Nu sfințenia numai până în 2000 sau până în 99. Cât va ținea vremurile, podoba casei lui Dumnezeu este sfințenia. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să binecuvânteze familiile cu pace. Și-mi povestea un frate o întâmplare dintr-o familie tinere care pe mine m-a zguduit. O familie tinere avea 5-6 copii, s-o certa ziua soțul cu soția și așa când mai spre seară, când s-a pune soarele, eu zic bărbatul la nevastă, tu nevastă tu. Tu azi din păcăm că pune soarele și Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră că ea prelege diavolul. Hai să ne împacăm. Și au zis, că să nu te văd. S-au culcat și vă spun eu, nu-s povești, un lucru adevărat. Învățați familiile de la Betel că s-ar putea mesajul acesta pentru unii să fie ultimul. S-au sculat dimineața să plece la lucru și au zis, bărbatul, iar s-o zis, tu, femeia, tu, hai tu să ne împacăm. Doamne, ferească, pățesc ceva, că să nu te văd. O pleca la lucru și pe la 12:01 a făcut hard attack stroke și a murit. Și îmi povestea fratele, e vreo 6 ani de când a murit și a zis, racnește în continuu, femeia, și a zis, Doamne, ori voi mai și mântuit sau nu mai și mântuit? Că a murit bărbatul și nu m-am păcat cu el. Semnal de alarmă pentru familiile de la Betel, unde s-o băga vrajmașul. S-ar putea într-o zi să mori tu sau să moară el. Și amândoi vă duceți în iad. Amândoi iad. Că dacă nu te ierți, nu se poate să intre în rai.
Dacă nu iertați oamenilor greșelile voastre, greșelilor nici, Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta. Nu vă jucați cu pacea și cu familia. Pe mine m-a zguduit vestea aceasta. Plânge și acum de vreo 6 ani și tot întreabă pe față. Ce-i cu mântuit? Mântuit te duci la iad. Că ai murit neîmpăcat! Atenții pentru familiile de la Betel s-ar putea să fie ultimul mesaj. Ultima dată să auzi. Să nu te, du-te acasă și te împacă care sunteți certat. Auf! Că la noapte s-ar putea să treacă solo morții să vă despartă și să pierzi veșnicia. Asta e pocăința, fraților. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile cu pace. Dumnezeu să binecuvânteze familia aceasta cu pace. Să vă iubiți unii pe alții și să vă prețuiți unii. Știți când prețuiește omul? Că nu mai este. Că nu mai este. E prea târziu atunci. Prețuiți-vă acum. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Nu știu cum ai să-i spui la Deborah. Cum ai să-i spui lui Deborah? Cum ai să-i spui? Cum o chemi? Debbie? Ok, bă, numai Debbie, măcar Debbie să-i spui și nu cumva să-i schimbi numele. Dacă n-ai să-i spui, să-i spui, Hani, mami, cum au te iubi în sus, iubi în jos, mă, măcar Debbie să-i spui. Amin? Emanuel, vezi că ți-ai luat, te aude Dumnezeu? Aici nu ne jucăm. Așa mai grăim noi, că meri, dar aici nu meri. Că aici e televiziunea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele. Păi nu meri. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă prețuiți unii pe alții și măcar pe nume, mă, să vă spuneți. Nu vă schimbați numele. Mă opresc, cred că m-am dus. Fratele îmi dă voie să o întreb și pe Deborah. Tu, Deborah, cum îi spui? Cum? Ok, Emi să-i spui, ok? Poți să-i spui și iubi. Doamne, să vă binecuvânteze, mă opresc, Doamne, să vânteze, amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și împreună cu fratele Edinu le vom pune întrebări și apoi ne vom ruga sprijiniți de toată biserica. Sora Deborah, te întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți dacă din dragoste nesilită de nimeni și de nicio împrejurare te căsătorești cu fratele Emanuel. Da, din dragoste. Sora Deborah, la partea feminină, la partea surorilor, cuvântul Domnului spune nevestelor: fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Aș vrea să te întreb, Deborah, tu ești de acord și te vei lupta ca să împlinești ce spune cuvântul Domnului? Da. Cu ajutorul Domnului, nu? Și mai am o întrebare. Până când ești decisă ca să respecti ceea ce promiți înaintea lui Dumnezeu? Cu toată viața mea. Toată viața. Domnul să te binecuvânteze. Fratele Emi, în dimineața aceasta, aș vrea să te întreb dacă, din dragoste și nesilit de nimeni, o iei pe sora Deborah în căsătorie. Da, din dragoste. Amin, Domnul să te binecuvânteze. Mai o întrebare, și întrebare foarte importantă, aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, câtă vreme te-ai hotărât, câtă vreme va fi sora Deborah în viață să fie soția ta? Cu ajutorul Dumnezeu, toată viața mea. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Tinerii se pleacă pe genunchi împreună cu fratele Dinu, sprijiniți de întreaga biserică și vă rog în numele Domnului Iisus, în timp ce ne rugăm, nu părăsiți sanctuarul ca să aveți un loc la masă. Mai important este să stăm înaintea lui Dumnezeu și să fim
serioși în credința pe care o avem. Domnul să ne binecuvinteze. Amen. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, venim cu Debora și Emanuel, cu cei prezenți, în prezența îngerilor pe care nu-i vedem, da, prin harul tău simțim prezența Duhului Sfânt și te rugăm din toată inima tu să-i binecuvintezi, Doamne. I-ai ajutat până acum, Doamne, să fie copii iubiți în familie, să se bucure părinții de ei și acum au bucuria aceasta părinții să-i vadă mire și mireasă. Te rugăm din toată inima tu să-i binecuvintezi, Doamne. Ai binecuvântări și în anul 2022 și te rugăm din toată inima, Doamne, ia-i pe brațul Tău. Le-ai purtat de grijă în viață, le-ai deschis uși care nu le-au putut deschide părinților. Azi, în casa Ta, te rugăm din toată inima cu toată biserica, Doamne, rămâi cu binecuvântarea Ta în viața lor. Binecuvântă viitorul lor, că Tu dai și nădejde și viitor. Tu zidești o casă celor ce se tem de Tine. Tu dai binecuvântare în casa unde există frică de numele Tău. Te rog, ajută-i să se teamă de numele Tău cu adevărat. Păzește-i de orice formă de evlavie. Dă-le putere să fie nelipsiți din casa Ta. Dă-le o inimă curată, un cuget bun, o credință neprefăcută și rămâi la cârma vieții lor. Binecuvântă casa în care vor locui, locurile de muncă, apără-i de duhuri necurate care bântuie în zilele din urmă. Dă-le binecuvântarea Ta. De le dai copii, dă-le copii sănătoși să se bucure de ei. Binecuvântă-i, Doamne, cu harul mântuirii. Dă-le putere să se ierte unul pe altul, amândoi să simtă că se tem de numele Tău cu adevărat, să fie credincioși unul celuilalt și amândoi Ție. Îi încredințăm în brațul Tău puternic, te lăudăm și te slăvim, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Sfinte Tată, venim înaintea Sfințenie Tale în dimineața aceasta cu mulțumire. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai păzit, ne-ai ocrotit, ne-ai lăsat cu viață, cu sănătate, Doamne. Ochii noștri în dimineața aceasta a văzut bunătatea Ta, Doamne. Am văzut cuvântul Tău când s-a împlinit-o, Doamne. Și îți mulțumim Ție. Îți mulțumim, Doamne, că Ți-ai dat viața pentru noi, Iisus Hristos. Îți mulțumim că în dimineața aceasta, Doamne, rodul muncii Tale, Doamne, este prezent în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, că numele nostru este scris în cartea vieții. Lăudat să-Ți fie numele Tău. În dimineața aceasta, Doamne, Emanuel împreună cu Deborah, stau în prezența Ta, Doamne, și dorim să cerem binecuvântarea Ta, Doamne. Cerim, Doamne, să-i binecuvintezi Tu, Doamne, în dimineața aceasta, în pornirea lor, în drumul acesta necunoscut, Doamne, și nevăzut, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi Tu, Doamne. Te rog, Doamne, să-i protejezi Tu de orice accidente, Doamne, de oameni, Doamne, de orice lucru pe care ar putea să devină o împiedicare în viața lor, Doamne. Te rog, fii Tu cu ei și binecuvintează-i Tu, Doamne. Te rog, Doamne, să-l binecuvintezi pe fratele Emanuel ca un soț și un preot în casa lui, Doamne. Să-i dai cuvinte și autoritate, Doamne. Să-i dai, Doamne, înțelepciune și pricepere, Doamne. Doamne, ca soț și preot acasă, Doamne, să-și înțeleagă, Doamne, chemarea, să-și slujba pe care e
este chemat, Doamne. Te rog să-l binecuvintezi, Doamne, și să-i dai putere să-și câștige pâinea de toate zilele, să se îngrijească de familia pe care l-ai binecuvântat-o, Doamne. Te rog, Doamne, fă-l să fie chiar un stâlp în lucrarea pe care l-ai așezat-o, Doamne. Să fie temător și să aibă frică de Tine, Doamne, în deciziile pe care va lua asupra familiei lui, Doamne. Dă-i lumină, Doamne. Însoțește-l cu Duhul Sfânt, te rugăm, Doamne. Te rog să binecuvintezi și pe Deborah, Doamne. Te rog să-i dai înțelepciune și pricepere, Doamne. Doamne, ea se va desprinde de familia ei, Doamne. Va pleca pe alte meleaguri, Doamne. Te rog să o însoțești, Doamne. Te rog să fii un tată și un mamă, Doamne. Te rog să-i dai bucurie inimii ei, o Doamne, acolo unde va fi, Doamne. Te rog să o binecuvintești chiar și pintecele ei, Doamne. Dacă ai hotărât să-i dai copilași, Doamne, binecuvinte-i Tu, Doamne, cu sănătate, Doamne, să fie o mamă, Doamne, să fie o soție binecuvântată în familie, Doamne. Te rog să binecuvintezi Tu, Doamne, părinților Emi și sora Deborah, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne, și frații și surorile lor, Doamne. Binecuvintează biserica de unde sora Deborah a plecat, Doamne. Binecuvintează Betel, Doamne. Binecuvintează tineretul din casa Betel, Doamne. Binecuvintează lucrarea Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că în dimineața aceasta ai luat aminte la strigătele noastre și ai binecuvântat familia aceasta, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog și îți mulțumesc. Amin. În baza dragostei lor, a mărturisirii care au făcut-o înaintea Domnului, legându-se cu legământ de căsătorie și a cununiei civile, îi declarăm căsătoriți și cu bucurie, căci cuvântul lui Dumnezeu mai este respectat după 6.000 de ani. Ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Domnul să-i binecuvinteze, invit pe fratele Doru Bogde, tatăl Miresei, să aducă mulțumiri Domnului și apoi mulțumiri și publicului și Domnul să ne binecuvinteze. Vă mulțumesc în numele Domnului Iisus că sunteți prezenți. Tatăl luminilor și împărat al împăraților, stânca viacurilor și stânca izbăvirii noastre, Tu ești Domnul, care ne-ai izbăvit cu mână tare și cu braț puternic. Venim cu mulțumire în clipele de față pentru ziua de astăzi, pentru harul care Tu ni l-ai dăruit, pentru cuvântul care Tu ni l-ai dăruit. Doamne, îți mulțumim! În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim pentru biruința și izbăvirea care Tu ne-ai dăruit-o până aici. Brațul Tău puternic ne-o sprijinit, slăvit să fie numele Tău. Binecuvintează, Doamne, drumul și călătoria lui Emanuel și a lui Deborah. Pune, Doamne, o îngrădire puternică, un înger ocrotitor și o protecție din partea cerului în călătoria lor, să fie sprijiniți, ocrotiți și păziți în numele Domnului Iisus Hristos. Pune, Doamne, o mărturie și o temelie puternică la baza căsătoriei lor, în dragostea lor, să Te urmeze, să Te slujească și să Te cinstească cu dăruire și cu lepădare de sine. În numele Domnului Iisus îți mulțumim că Tu ai lucrat și ai binecuvântat ziua aceasta. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să trimeți îngerul Tău în călătoria lor să-i ocrotească. Îți mulțumim de frații, surorile care s-au ostenit, cei ce au depus osteneală în slujire, în lucrare, în cântare, în rugăciune. Răsplătirile sunt în mâna Ta și Te rugăm, binecuvintează și răsplătește Tu cu brațul Tău puternic. Acum Te rugăm, rămâi cu noi. Și când valurile, vânturile se vor ridica și vor bate în credința lor,
Trimite, Doamne, o izbăvire și o biruință puternică. Apără-le pricina căminului lor ca de acum încolo să fie și să rămână cu adevărat un colț de rai. Dă-le putere, Doamne, să trăiască în pace, în dragoste și să rămână mulțumitor pe cale. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și te binecuvântăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Dragii mei, frați și surori și ascultători, mai de departe și mai de aproape, toți care ați avut bunăvoința, dragostea și ne-ați însoțit în această zi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă răsplătească truda, munca și osteneala. Dar așa cum ați luat parte la această bucurie a familiei noastre, la această sărbătoare, noi avem dorința și bucuria ca să participați și să fim împreună la părtășia care va avea loc în sala de mese, doar aici, dincolo. Vă mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos și doresc ca mâna cea bună și cea puternică a Dumnezeului celui viu să vă păzească și la plecare și la întoarcere când veți călători în călătorie spre casele voastre și noi la fel. Amin? Și Dumnezeu să rămână un sprijin puternic și o călăuză puternică. Amin. Ceilalți ocupă locurile, numai mirii rămân în picioare împreună cu noi. Ei, în timp ce fanfara laudă pe Domnul cu o cântare, au prioritate să înainteze spre locurile unde urmează să ne bucurăm să avem partașie. Vă mulțumim în numele Domnului Iisus la toți care ați avut bucuria și plăcerea ca să participăm la căsătoria aceasta. Domnul să ne binecuvinteze cu partașii în continuare. Amin.